Pregătirile pentru zilele cetății Târgoviște pe ultima sută de metri. Timp de 5 zile, în perioada 8-13 septembrie 2015, vor avea loc zilele cetății Târgoviște. Premergător acestui eveniment, primarul interimar Cristian Stan, alături de city managerul Liviu Stoica și viceprimarul Cosmin Bozieru, a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat amănunte strict legate de aceste acțiuni cultural-artistice. Primăria municipiului Târgoviște a conceput un program ales pentru zilele fostei capitale a țării românești. Parcul Chindia va fi gazda celor mai multe activități din cadrul zilelor cetății. Aici târgoviștenii pot lua parte la concertele de fanfară, concursurile de karaoke, ateliere medievale, concursuri cu sporturi de sezon, iar în spatele turnului Chindiei va fi amenajată o scenă unde va avea loc spectacolul Vlad Voivod Drăculea. În ultimul rând și teatrul de vară din Parcul Chindia va prinde viață. În cursul zilei vor fi prezentate piese de teatru pentru cei mici, iar seara vor avea loc proiecții de film. Centrul vechi al municipiului Târgoviște va găzdui târgul de anticariat. La Curtea Domnească vor avea loc piese de teatru susținute de actorii de la Teatrul Toni Bulandra, concerte de muzică simfonică și jazz. În Piața Tricolorului din Târgoviște va avea loc concertul aniversar unde vor fi prezenți Ștefan Bănică Junior, Holograf, Alina Eremia și alții. Tot aici va avea loc reprezentația Naționalei de Fotbal a Artiștilor, ce se va desfășura imediat după partida de fotbal a echipei Consiliului Local Municipal Târgoviște. Piața Mihai Viteazul va găzdui parada zilelor cetății Târgoviște și imediat în Parcul Mitropoliei se va desfășura Târgul Meșterilor Populari. Din fața primăriei municipiului Târgoviște va fi startul pentru turul cetății Târgoviște pe bicicletă și tot aici vor veni doi oaspeți de seamă, arhitectul Giovanni Baldassare Viganosa și decoratorul Giovanni Batista, doi oameni importanți care și-au lăsat amprenta asupra clădirii primăriei Târgoviște. Și în ultimul rând, sala polivalentă va găzdui cupa cetății la fotbal și fotbal-tenis. Referitor la zilele cetății 2015, am încercat în acest an să schimbăm puțin desfășurarea evenimentelor, în sensul că am vrut să implicăm cât mai mulți târgoviștieni în acest eveniment. De fapt, adresabilitatea să fie cât mai largă. Pentru prima dată organizăm spectacole pentru copii în cartiere, începând cu orele 18, aceste spectacole vor avea loc la locurile de joacă din cartierele municipiului Târgoviște. Avem de asemenea numai puțin de 4 momente muzicale importante. Primul din acestea va fi miercuri 9 septembrie, marți 8 septembrie, orele 20, concert Vlad Miriță la Curtea Domnească. De asemenea, un alt concert va avea loc joi, tot la orele 20. Este vorba de un concert de jazz. Sâmbătă, la orele 20, Piața Tricolorului, avem cel mai mare eveniment muzical din cadrul zilelor cetății. Concert cu participarea lui Ștefan Bănică Junior, trupei Holograf, Alina Eremia și artiști locali. Și de asemenea, duminică, ultimul concert din cadrul zilelor cetății, la orele 20, Piața Tricolorului Național a Artiștilor, urmând ca zilele cetății să se încheie la orele 23, duminică 13 septembrie, cu un foc de artificii. Târgoviștenii sunt așteptați în perioada 8-13 septembrie să participe la aceste activități prilejuite de zilele cetății Târgoviște.